Reprezentanții CFR SA au anunțat că în perioada în care sunt preconizate temperaturi care depășesc 37-38 de grade Celsius, vor fi luate măsuri speciale pentru desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță. Potrivit celor de la CFR, personalul de întreținere a infrastructurii feroviare va face revizii suplimentare pe rețea în regiunile aflate sub atenționare de cod galben și cod portocaliu, astfel că va fi măsurată și înregistrată în permanență evoluția temperaturilor la nivelul șinei. În intervalele orare în care temperatura în șină va depăși 50 de grade Celsius, pe anumite intervale de stații unde situația o impune, se va reduce viteza de circulație a trenurilor cu 20-30 de km la oră față de viteza normală, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în condiții de siguranță. Astfel de măsuri sunt aplicate de toate companiile, manageri de infrastructură și respectă normele de siguranță feroviară. Pentru astfel de situații speciale, compania feroviară le recomandă călătorilor ca înainte să călătorească să solicite informații despre orele de sosire și de plecare a trenurilor în stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care au achiziționat sau doresc să achiziționeze biletele.